De ani întregi să-ți iei un pașaport este un chin. Miniștrii peste miniștri au promis că vor rezolva problema cozilor infernale, ba cu programări online, ba cu suplimentări de personal. În zadar, cozile nu au dispărut, iar echipa observatoră a descoperit o nouă problemă, cel puțin în București. Deși programul începe la 7, aparatul dă bonuri de ordine de la ora 8. Odată deschise ușile la prima oră, curtea pașapoartelor de la București se golește. Se umple holul din interiorul clădirii. Începe încălzirea, nu că înăuntru ar fi prea răcoare. Sava Valeria! Gogoș Ionela! Un domn în tricou galben strigă nume după nume cu accent de peste Prut. Un alt domn stă ceva mai în margine și îi dă semne că deja nu mai are răbdare. Văd deja că transpirație, ora 7 și... Da, sunt nervos. E într-o instituție publică și de aceea nu înțelege de ce se folosește o listă care nu e prevăzută în regulament, așa că merge în căutarea responsabililor. Poliția nu există pe aici? La care coadă? Că văd că sunt în toate direcțiile. Habar n-am, nici nu știu, ei mi se pare inuman. România lui 2017. În capitala României lui 2017, la cozile umilinței stau cu orele și cu zilele copiii care au obosit și fie se uită în gol, fie se odihnesc pe vine, dar și adulți care, deși bolnavi, așteaptă un act necesar. Sunt operată de cancer, am domiciliu străinătate, e a patra oară când vin aici și nu mai pot. Veniți de cu noaptea de la peste 500 de kilometri distanță, frații moldoveni au un șoc. Scăpați astăzi? Nu știm. Coadă. V-ați așteptat la o asemenea coadă cât vedeți cu ochii? Nu, n-am întâlnit niciodată așa ceva, am mai fost, dar așa ceva n-am mai văzut. Expresia cine se trezește de dimineață ajunge departe nu se aplică și atunci când e vorba de obținerea unui pașaport. La coadă regăsim pensionari, tineri, regăsim oameni care și-au luat liber de la locul de muncă, părinți, copii de câțiva ani, însă și nou născuți. Toată lumea stă la coadă. Deși programul de funcționare pe hârtie începe la ora 7, aparatul care stabilește cine primește astăzi pașaport și cine se întoarce mâine, a început să funcționeze la ora 8. Deși sunt 3 cozi, toți oamenii în cele din urmă vor ajunge la același aparat și nervii sunt mulți. Gata, că vreți să ne faceți și noi treaba. Că a dat drumul la aparat, da? Aparatul merge, dar nu merg altele. Se plâng doi părinți ajunși aici cu un copil de doar 2 săptămâni. Ce vreau să fac? Să las acasă? Cu cine las acasă? Păi și cât stați aici? Acum... Suntem veniți de la 5. De la 5, nu se stupe. Nu, dar e cald, n-aveți apă. N-avem apă, n-avem unde. Să plătim taxă, mergeți să vedeți că nu merg calculatoare. De ani de zile, niciun demnitar nu reușește să pună capăt cu demnitate umilințelor de la pașapoarte. Deși încă din ianuarie sediul trebuia montat într-un mall din București.